Centrala termică de pe strada Alba Iuliană Livezi urmează a fi transformată în creșă. Locatarii cartierului Ampoi 1 sunt extrem de mulțumiți că administrația publică a luat o astfel de inițiativă. Consilierii locali din Alba Iulia au aprobat miercuri planul urbanistic de detaliu ce are ca scop schimbarea destinației unei clădiri din centrala termică dezafectată în creșă. Alba Iulia are în prezent o singură creșă de stat, tot în cartierul Ampoi 1, care are capacitatea de a primi aproximativ 50 de copii pe an. Centrala termică de pe strada Livezii se află într-o stare suficient de bună încât procesul de reabilitare să fie realizabil în câteva luni. Ce părere aveți despre faptul că centrala termică va fi transformată în creșă? Foarte bine, o părere bună. Ați avut probleme cu micuțul? Păi deocamdată nu, dar am avut fata și a fost bine dacă era și creșe și acum azi mâine cu copilul. A, e foarte bine. Cred că da. Eu cel puțin nu mai am copii mici, dar mici. Oricum, da, ne bucurăm. Ar fi bine. Ar fi bine? Da, credeți că e o decizie bună sau oare trebuia să o facă tot ce era inițial? Cred că bine, cel mai bine. Pentru copii, normal. Sunt tot mai puține locuri la creșe, din câte am înțeles. Da. Mulțumim. Ia zi și tu ceva. Ți-ar place să mergi aici la creșă? Aici. Aici? Da, aici, grădiniță. Am făcut demersurile la primărie. Avem proiectul la asociație. Am dat declarația că suntem de acord să se facă. Așteptăm demararea lucrărilor. Cam în cât timp vi s-a spus? Anul viitor, în funcție de cum vor fi funduri. Da. Singura problemă e că o să dispară niște locuri de parcare de aici, de acolo, de la colțul central până cât ține centrala și atunci o să fie o problemă că nu mai prea sunt locuri. Creșa ar putea fi funcțională până la începutul anului școlar 2013-2014 și va avea capacitatea de 60 de locuri. Suprafața construită este propusă pe 448 de metri pătrați. Suprafața desfășurată este de 1025 de metri pătrați, iar curtea creșei în care copiii vor putea ieși la joacă va fi de 265 de metri pătrați. Locatarii sunt foarte entuziasmați de această inițiativă și așteaptă cu nerăbdare să-și înscrie copiii în noua unitate preșcolară.